Bună ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă. Vă mulțumesc pentru participare. În primul rând vreau să-l salut pe domnul profesor universitar dr. Leonarda Zamfirei, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Și senator în Parlamentul României. Conferința noastră de presă este organizată în vederea oficializării protocolului de colaborare între Consiliul Județean, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și Spitalul Județean de Urgență Bacău. De asta suntem în această formație cu domnul Adrian Popa, managerul SJU, cu doamna dr. Adina Lupu, director medical SJU, și doamna dr. Bianca Purcărin, senator și, în primul rând, medic ATI la SJU Bacău. Protocolul de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș vrea să aducă o plusvaloare Spitalului Județean de Urgență. A plecat această idee de anul trecut, dacă țineți minte, acum un an am vizitat Universitatea Târgu Mureș la invitația domnului profesor doctor universitar și am văzut acolo bune practici în domeniul medical. Un ghid de bune practici în domeniul medical care poate fi extins la nivelul tuturor unităților medicale. De acolo a plecat și ideea realizării unui plan de asistență medicală la nivelul județului. De acolo a plecat și ideea unei colaborări nu numai pentru asigurarea, să zicem, a medicilor rezidenți pentru Spitalul Județean și a practicii studenților în Spitalul Județean Bacău, ci și o colaborare pe cercetare-dezvoltare. Domnul rector are o bogată experiență în domeniu, are o bogată experiență în domeniu investițional, la nivelul universității. Eu am fost profund impresionat de ceea ce am văzut și sunt recunoscător că astăzi se află la Bacău. Am vizitat astăzi Spitalul Județean de Urgență, am vizitat cele mai importante investiții din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Vă enumăr repede heliportul UPU Bacău, modernizarea UPU Bacău, radioterapia și 1 și 2, Spitalul de Pediatrie și, în ultimul rând, mult discutatul sau disputatul Spital Municipal ca și denumire, pentru că este o clădire cu destinație medicală, ea fiind desființată, dacă nu mă înșel, în 2020, în urma unei hotărâri de guvern. Eu aș vrea, am făcut o trecere scurtă în revistă a ceea ce am făcut și astăzi și o prezentare relativ scurtă pe protocolul de colaborare. Aș dori să-i dau cuvântul domnului rector și dânsul poate să ne împărtășească impresiile despre, atât despre colaborarea noastră, cât și despre Spitalul Județean de Urgență Bacău. Mulțumesc, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc, stimați colegi, stimați invitați. Reprezentând o universitate importantă de medicină și farmacie din România, cea din Târgu Mureș, cu siguranță că este natural să ne preocupe modul în care această universitate este percepută la nivel național, de la nivel regional, astfel încât protocolul pe care îl vom semna astăzi împreună cu Consiliul Județean din Bacău este, de fapt, cadrul legal, formal, care ne permite, în perspectivă, să dezvoltăm o serie de activități care sunt de interes comun, atât pentru universitate, cât și pentru județul Bacău.
Sigur, pentru noi ca universitate este foarte importantă. Este foarte important ca să găsim soluțiile de promovare a universității în județul Bacău, un județ care prin tradiție, prin istoria pe care o avem, a avut întotdeauna studenți trimiși la Târgu Mureș, studenți de foarte bună calitate. Dorim să nu ne pierdem acest bazin populațional din care ne recrutăm studenții, mai ales că la nivel de universitate în acest moment avem o ofertă educațională mult mai extinsă decât era înainte, în urma unei fuziuni cu altă universitate din oraș, dar rămânem fără îndoială concentrați pe domeniul medical în mai multe subdomenii, nu doar medicina, medicina dentară și farmacia, care sunt domeniile clasice, dar și celelalte programe de studii de 3 și 4 ani, de a căror absolvenți are nevoie fiecare județ. Pe de altă parte, abordarea de tip win-win pe care o văd cu Consiliul Județean este de fapt confirmată astăzi de impresiile pe care mi le-am făcut vizitând Spitalul Județean din Bacău. Am văzut lucruri care se mișcă și unele dintre ele chiar m-au impresionat și m-aș referi aici la, în primul rând, la centrul de radioterapie, care este important din mai multe puncte de vedere, nu doar pentru faptul că în România, și nu doar în România, a doua cauză de deces după bolile cardiovasculare o reprezintă patologia oncologică, sigur, dând deoparte situația actuală pandemică legată de COVID, dar pe de altă parte am văzut și performanța tehnică, medicală care se face acolo, cu echipamente care sunt la standarde internaționale și cu proceduri de lucru absolut remarcabile. Grija pentru pacientul oncologic este extraordinar de necesară. Gândiți-vă doar la faptul că, după statisticile existente, în ultimul an numărul de decese prin cancer a crescut exploziv, tocmai pentru faptul că din cauza pandemiei și poate și a unor disfuncționalități administrative prin care spitalele au fost împărțite în spitale COVID și non-COVID, a scăzut dramatic diagnosticarea bolilor canceroase în faze incipiente și astfel, implicit, a crescut foarte mult mortalitatea. Am văzut de asemenea efortul care se face în secțiile care sunt în prima linie a luptei împotriva pandemiei COVID, mă refer la terapia intensivă și la bolile infecțioase. Și vreau să vă spun că mie mi se pare că ce se întâmplă la dumneavoastră din punct de vedere al resursei umane este, fără să exagerez nicicum, un eroism fără de margini, tăcut, discret, de care oamenii poate că nu știu, pentru că n-au fost acolo, pentru că nu înțeleg fenomenul din interiorul său, dar eu acest lucru îl înțeleg foarte bine, făcând, de fapt, câteva comparații simple. Am văzut câți ateiști aveți în activitate, am văzut câți medici infecționiști aveți în activitate și câte paturi aveți și mi-am dat seama că dacă până acum la Târgu Mureș și în clinica ATI, din care fac eu parte, eu sunt la formație de bază medic de anestezie și terapie intensivă și cunosc, cum spuneam, problematica din interiorul ei. Dacă până acum ascultam pe colegii mei din Târgu Mureș cu multă îngăduință și cu multă empatie pentru cât sunt de supra-solicitați, fără să-mi scad niciun fel empatia față de ei, îmi dau seama că la dumneavoastră este cu mult mai gravă situația din punct de vedere resurse umane decât este în alte părți. Vă dau un exemplu. Cei 22 de medici specialiști pe care îi avem la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș, un spital care este de 1089 de paturi, deci puțin mai mic decât spitalul dumneavoastră județean, la aceștia se adaugă 83 de medici rezidenți, pe care dumneavoastră nu îi aveți în Bacău, și tot este un volum de muncă extraordinar de mare. Mă mir
și apreciez în egală măsură ce se întâmplă aici cu cei câțiva anesteziști și infecționiști pe care îi aveți. Sigur, mă refer aici la personalul medical, mediu și la tot ceea ce înseamnă infrastructură medicală și la cei care contribuie prin diagnostic la pacienții respectivi. Din acest punct de vedere, este o performanță pentru care vă felicit. În egală măsură, însă, această performanță care aduce în față și nevoia de resurse umane este, dacă vreți, și subiectul parteneriatului nostru. Pentru că spuneam despre win-win-ul dintre cele două instituții, cred că nevoia de resurse umane pentru un spital județean poate să vină dintr-o politică coerentă de formare de resurse umane, de utilizare în condiții de urgență a unei resurse umane care nu este neapărat excedentară, dar care poate permite din când în când realocări. Noi la Târgu Mureș avem personal medical relocat în alte centre de județ, tocmai pentru a acoperi aceste nevoi existente, astfel încât implicarea universității în a asigura temporar sau pe termen lung un supliment de resursă umană necesară pentru componenta COVID este o parte pe care mi-o asum ca parte acestui protocol pe care îl semnăm astăzi. Ne uităm însă și la situația care o estimez, deși cu destul de multă rezervă, la situația post-COVID. Și am văzut o infrastructură heterogenă în spitalul dumneavoastră. Poate că unele lucruri nu le-am înțeles prea bine din punct de vedere administrativ. Nu este rostul meu să emit judecăți de valoare în acest moment, n-am să fac, însă pot să vă spun că mi se pare un lux foarte mare pentru un județ și un oraș cum este Bacăul, ca să aibă o infrastructură medicală nedată în folosință. Repet, nu motivele sunt cele care sunt importante în acest moment, ci doar faptul că în condițiile în care o țară întreagă caută cu disperare locuri de terapie intensivă pentru bolnavii COVID și lucrurile vor fi, din păcate, la fel de grave sau mai grave în viitorul care urmează, aveți o componentă de infrastructură care ar fi avut un potențial foarte mare și spun lucrul ăsta făcând iarăși o comparație cu o situație din Târgu Mureș. Probabil că unii dintre noastre cunoaște faptul că în urmă cu un an și ceva Universitatea a organizat o unitate de terapie COVID într-o sală de sport a universității. Evident că anumite abordări care sunt inedite pentru România stârnesc de fiecare dată controverse. Unii pot să fie de acord cu asemenea demersuri, alții pot să nu fie de acord. Cei care nu sunt de acord, la rândul lor, pot să nu fie de acord, poate pentru că nu înțeleg sau poate că sunt rău intenționați, asta deja este o altă poveste, însă întotdeauna mi-am pus problema în termenii următori. Mai bine să ai o infrastructură funcțională, chiar dacă ți se pare că nu, că nu ai nevoie de ea în viitorul care urmează, decât să te prindă o situație cum este cea de acum și să nu ai ce să faci cu bolnavii. În Târgu Mureș fiind bolnavi în toată țara. Pentru că în alte părți infrastructura este nu doar insuficientă, dar demersurile care s-au făcut de-a lungul timpului au fost poate nu întotdeauna coordonate în acest sens. Rostul statului și rostul unui sistem public de sănătate este să se asigure că în condiții de catastrofă, de calamitate, este în stare să asigure ceea ce este necesar pentru populație. Din acest motiv, văd și partea plină și partea goală a paharului situației. Partea plină este că aveți un potențial foarte bun de dezvoltare, inclusiv ca infrastructură. Rămâne resursa umană, care sigur nu ține neapărat și în mod direct, decât doar până la un punct de autoritățile locale. Dar eu mi-aș dori să am o parte din infrastructura dumneavoastră la Târgu Mureș. Din păcate, în România nu s-au construit structuri medicale publice după 1990 și orice demers care apare în acest sens trebuie nu doar apreciat, ci trebuie făcute toate eforturile, indiferent de culoarea politică a cuiva. Mi-aduc aminte că în momentul în care am construit unitatea COVID de la universitate,
Am chemat la aceeași masă toți responsabili administrativi, indiferent de culoarea lor politică din județul Mureș, care și acolo este heterogenă ca peste tot în România, și suportul care a fost atât de rapid, pentru că nimeni nu s-a gândit dacă cineva face sau nu capital electoral de pe urma unui asemenea demers. Acest lucru poate să fie, până la urmă, dacă vreți, și un motiv de reflexie pentru fiecare dintre noi, de oricare parte a mesei ne-am găsit, pentru că sunt poate două, trei domenii care nu au culoare politică, și mă refer la sănătate, mă refer la învățământ. Lucrurile astea, dacă nu o să le înțelegem o dată totdeauna, o să avem și abordări, hai să le spun, schizoide, sau dacă vreți, poate altfel, un soi de autism administrativ de care trebuie să ne ferim. Aceste fiind spuse, domnule președinte, apreciez foarte mult faptul că ați fost de acord și ați reacționat împreună cu Consiliul Județean la acest parteneriat în care eu cred, pot să spun că avem ca universitate experiență în acest sens, avem parteneriat și cu alte consilii județene din țară, ele pot funcționa, pentru că dincolo de partea formală a semnării unui asemenea document, cred că rămân relațiile dintre oameni care duc proiectele mai departe, sigur dacă oamenii sunt determinați să facă acest lucru. Aveți o echipă remarcabilă aici, în care eu cred și pe care o felicit din toată inima. Vă mulțumesc, domnule profesor. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru radiografia exactă și extrem de fidelă făcută pe Spitalul Județean și pe ceea ce, în timpul scurt pe care l-am avut, ați reușit să prindeți poza, să vedeți exact care este situația de acolo, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă spun că m-am ghidat după unitatea noastră COVID, atunci când am făcut planul de asistență medicală, care, din păcate, dacă s-ar fi aplicat atunci, poate lucrurile erau mai puțin tensionate astăzi și poate eram mult mai bine pregătiți să preluăm pacienți, să-i tratăm și poate nici medicii nu ar fi fost atât de întinși și atât de, să zic așa, uzitați la maxim, peste nivelul normal. Eu am să dau cuvântul domnului manager Popa, ulterior doamna Adina Lupu și, nu în cele din urmă, doamna dr. Bianca Purcărin. Vă rog, domnul manager. Ziua, eu o să fiu scurt. Mulțumesc, domnul profesor, pentru vizita în unitatea noastră. Consider că acest protocol reprezintă o bornă de prestigiu pentru Spitalul Județean de Urgență din Bacău și totodată una de calitate, fiindcă sunt convins că o universitate din asemenea calibru nu s-ar fi asociat cu o unitate care nu dovedește că are și calitate. Abia aștept să beneficiem de uzufructul acestui protocol de colaborare. Sperăm că pe viitor vom avea diferite activități împreună. Vă asigur că unitatea din Bacău va continua să îmbunătățească în principiu actul medical și să ofere servicii de calitate și, nu în ultimul rând, ca un remember, aș zice că Spitalul din Bacău, dacă e să vorbim de pandemie, reușește totuși la acest moment să trateze atât patologiile non-COVID, oamenii suferind au nevoie de spital și noi putem asigura aceste servicii și totodată și pacienților care, din nefericire, s-au infectat cu acest virus, prin, sigur, secțiile dedicate special acestor pacienți. Și sigur, să reamintesc că suntem poate printre puținele unități medicale din zona nord-est care a reușit acest lucru în ultimii 2 ani și care a înțeles că
actul medical trebuie făcut corect și în condiții de siguranță pentru pacienți. Eu îi mulțumesc încă o dată și așteptăm ca acest protocol să producă și efecte și beneficii pentru unitatea noastră și sigur și pentru universitate. Mulțumesc, domnule manager. Doamna doctor. Bună ziua. În primul rând să pot să-i mulțumesc domnului rector. Sunt onorați de vizita dumneavoastră la Bacău. Fiind oarecum absolventă, fiind absolventă de a Universității din Târgu Mureș, eu cred că sunt cea mai în măsură să apreciez calitatea serviciului învățământului medical superior din această universitate, din Târgu Mureș. Și ca atare, fiind reprezentanta corpului medical al Spitalului Județean de Urgență, suntem cu atât mai mult încântați de acest parteneriat, care sigur ne va ajuta și sperăm că ne va ajuta nu numai în acoperirea resursei umane, sperăm, cu ajutorul domnului rector, dar și în creșterea calității acestui medical, venind din partea unor specialiști reprezentanți ai acestei universități de prestigiu din Târgu Mureș. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna director! Vă rog, doamna doctor, doamna senator. Bună ziua. Vreau să subliniez doar atât. Presiunea asupra întregului personal medical de mai bine de un an și ceva este foarte mare. Suntem puțini, suntem o mână de oameni și încercăm să ajutăm cât putem de mult cu prețul în detrimentul poate a familiei. Încercăm să ajutăm toți pacienții. Să nu uităm că există pacienți, nu numai pacienți COVID, există și pacienți non-COVID cu afecțiuni foarte grave, care au și ei nevoie de ajutor. Acest parteneriat ne va ajuta pe viitor foarte mult, aducându-ne suplimentar medici care ne vor ajuta în combaterea, în primul rând, a COVID-ului și a ajutarea în tratarea pacienților cu afecțiuni grave și foarte grave. Trebuie să lăsăm orgoliile la o parte și să încercăm să facem tot ce se poate pentru a ajuta pacienții, pentru sănătatea oamenilor. Așteptăm cu nerăbdare absolvenții Universității dumneavoastră, îi așteptăm la noi cu mare drag. Mulțumim! Mulțumesc, doamna doctor! Dacă domnul rector vrea să mai adauge ceva, dacă nu trecem la semnarea protocolului și oficierea colaborării dintre noi și o să dăm o tușă de final, o concluzie la tot ce s-a spus astăzi. Vă rog, domnul rector, mai aveți ceva de adăugat? Dacă... Nu, eu propun să semnăm protocolul. În regulă. Și dacă sunt alte întrebări din partea noastră, să răspundem dacă știm. Vă rog. Aici. Să vă dau pe toate ca să nu... Să fie într-un ceas bun. Și... Da. De câți dau mai de-astea lume? Adina are foarte multe pixuri, am sesizat. Da. Eu sunt singurul meu venit care semnează că nu-s doctor. Oricum trebuie menționat că acolo sunt singura conferință de presă în care chiar toți oamenii se pricep la medicină de material. Da. Cu emoțiile de rigoare. Aș vrea să trag o tușă la conferința asta de astăzi. Primul lucru
repet, vreau să-i mulțumesc domnului profesor universitar și cred că e doar un prim pas în colaborarea noastră. E pusă, așa cum a zis și domnul manager Popa, o bornă. Noi vrem să dezvoltăm mai mult decât atât, dar toate la momentul potrivit. Aseară noi am avut o discuție de principiu în care am stabilit niște direcții pe care să mergem. După ce terminăm conferința de presă, o să mergem și la Universitatea din Bacău, da, să vizităm secția de kinetoterapie, care este cunoscută la nivel național, și să vedem, poate putem lega ceva împreună și poate reușim să mai cooptăm și alte universități în acest sistem de colaborare, în așa fel încât Spitalul Județean și nu numai, și universitățile să aibă de câștigat. Va fi un parteneriat, pe lângă faptul că va fi transparent și loial, va fi un parteneriat care va fi win-win. Este chiar o expresie care va defini acest parteneriat. Referitor la faptul că la ceea ce a remarcat domnul rector, că avem o infrastructură cu destinație medicală care nu e pusă în funcțiune, dumneavoastră îmi cunoașteți opinia, știți de când ne străduim să lăsăm deoparte orice orgolii, orice explicații inerente și din păcate de-abia acum, să zic, putem spune că o parte din spitalul municipal va fi predat către Consiliul Județean, mă refer partea de parter, care să amenajăm acolo secția de urgențe primiri pentru circuitul COVID, unde era și firesc să fie, pentru că tot spitalul la etajele 4 și 5 tratează COVID. Sunt multe probleme în spitalul municipal, datorită faptului că acum 15 ani a început această construcție, să știți, și n-a fost finalizată nici în ziua de astăzi. Și pe lângă echipamente, instalații vechi care trebuie să reabilitate, care să dea și o calitate la nivelul etajului 4 și 5, va trebui să suplimentăm sursa de oxigen. Noi am stabilit acest parteneriat, ca să fiu mai corect, și să spunem realitatea, n-ar fi fost posibil dacă n-ar fi existat hotărârea de Comitet Județean de Situații de Urgență, pe care tot am solicitat-o în enumărate rânduri, și actualul prefect a făcut să se întâmple acest lucru. De fapt, este oarecum, noi suntem nu într-un parteneriat de voie, ci de nevoie. Pentru că dacă era de voie, se putea întâmpla cu un an de zile. Așa că situația actuală pandemică, starea de alertă și incidența COVID la nivelul Bacăului a făcut de așa natură încât să se adopte o hotărâre de Comitet Județean de Situații de Urgență în care să pună autoritățile locale la masă, la aceeași masă, și să facă un contract de asociere. Eu cam atât am vrut să vă spun, doar pentru a bifa acest lucru. Noi o să facem de așa natură încât să începem cât mai repede lucrările de la parter, după predarea amplasamentului, și să sperăm că într-un timp foarte scurt, cât posibil de scurt, să putem degreva urgențe primiri din Spitalul Județean Mare către Spitalul Municipal, către pavilionul Spitalului Municipal, așa zis, Municipal, Spitalul Municipal, pentru că, repet, un lucru care poate nu s-a știut, e doar o clădire, nu cu destinație medicală, nu are nicio, nu există ca și spital înregistrat la nivelul Direcției de Sănătate.
Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Vă rog. Aș fi văzut ca mesajul dumneavoastră să spun un pic și câteva cifre vis-a-vis de relația asta cu care veți avea între cele două instituții. Sigur. Adică să știu dacă cam câți manageri rezidenți vor putea veni aici pentru a parcurge perioada asta de post. Dacă vor veni și medici și studenți, la fel, dacă aveți o cifră, o estimare din vederea asta, pentru că, domnul Popa, dacă există acum un deficit de medici pe spital, știu că nu cu vreo 8-10 ani, mă țin minte, era o mare problemă ca să deschideți secția de chirurgie pediatrică. Cum era când era medic anestezist? O să răspundă domnul rector la la prima parte a întrebării noastre. Nu pot să vă dau o cifră în acest moment, pentru că, de fapt, venirea sau nevenirea aici este un proces mult mai complex. Nu suntem totuși într-un sistem de tip militar în care să dăm ordin unora, să plece dintr-o parte într-alta, deși stare de urgență sau de necesitate, uneori impune și detașări cu caracter oarecum obligatoriu. Ce pot să vă spun este că, așa cum am abordat lucrurile la nivelul centrului Târgu Mureș și am trimis prin detașare deja în mai multe reședințe de județ medici rezidenți, pentru că în acele locuri exista un deficit semnificativ de asistență medicală. În același mod, după întoarcerea mea la universitate, voi discuta cu colegii, voi vedea care sunt nevoile din Târgu Mureș în acest moment și vom vedea în ce măsură și care sunt condițiile concrete de a veni încoace. Am înțeles din partea autorităților locale că există disponibilitate de a asigura partea de cazare, de tot ceea ce înseamnă element de suport, dar acest lucru trebuie să-l discut după ce voi ajunge acasă. Sigur, rămâne partea a doua a studenților, studenții care sunt în Târgu Mureș și care sunt din zona Bacău, vom lua o decizie de așa manieră încât să le recunoaștem partea lor de practică obligatorie de vară, pe care trebuie să o facă la sfârșitul fiecărui an universal, să le recunoaștem dacă fac această practică la spitalul sau la spitalele din județul Bacău, ceea ce va fi și pentru noi un câștig ca universitate și un câștig pentru confortul, dacă vreți, al studenților, pentru că își fac practica de vară la ei acasă și nu trebuie să stea în deplasare și, bineînțeles, și pentru spital, pentru că ați văzut probabil că în ultima vreme, de când avem pandemia, au fost cel puțin trei situații dramatice în care Comitetul Național de Stare de Urgență a solicitat în mod explicit universităților să pună la dispoziție studenți și nu medici rezidenți, care să facă acea componentă la limita dintre administrație și arte medicală, pentru că totuși de la un moment înainte studenții, mai ales din anii terminali, înțeleg sistemul mai bine decât laicii. Sigur, activități care să fie făcute sub supravegherea unor medici. Asta este rostul și sensul, dacă vreți, a aportării din punct de vedere al resursei umane. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că fiecare medic rezident care termină pregătirea în rezidențiat, care poate să fie de regulă 5 ani, uneori 6, alteori 4, după ce și-o termină această pregătire, își caută un loc de muncă. Și în acest moment, pentru că există numeroase oferte la nivel național, nevoia de medici, mai ales în cred că trebuie să fie mai mare decât oferta pe care o are țara în acest moment și vă mărturisesc că sunt destul de trist să văd faptul că anul acesta la concursul de rezidențiat care urmează să se desfășura la nivel național în luna noiembrie, s-au scos la concurs mai puține locuri decât anul trecut, reducerea fiind semnificativă exact acolo unde avem nevoie, adică la
specializările de terapie intensivă, anestezie și de boli infecțioase. Pentru mine acest lucru este destul de surprinzător, pentru că am văzut în această perioadă, mai mult ca oricând, sigur că sunt importanți fiecare dintre specialități sunt importante în parte, dar în condiții de acest fel pe care le trăim acum și care nu se vor încheia curând, poate că decizia n-a fost înțeleaptă să se reducă numărul de locuri, indiferent ce rațiuni bugetare stau în spatele acestei reduceri de număr de locuri, exact la terapie intensivă și la boli infecțioase. Am să întreb acest lucru, poate că și în alte locuri, pentru că pentru mine lucrurile sunt destul de neclare în acest sens. O să pun să nu obligă cumva rezidenții să facă... Nu. Nu, de rostul protocolului nu e... Eu cred că domnul rector v-a răspuns destul de corect, așa cum au fost convinși să repartizeze și la alte unități medicale. Noi creează, dacă îmi permiteți, creează premisele unei colaborări și pe parte de rezidențiat, pe parte de asigurare practică studenți, și nu numai, și pe parte, am zis, cercetarea, dezvoltare, care iar e un element extrem de important. Nu putem să spunem noi, să exact cum a spus și domnul rector, o să vină de mâine 10. Poate să vină 10, dar poate să vină și 2. Important, orice medic rezident care ajunge la Bacău aduce un suflu și un respiro pentru medicii care sunt deja implicați în lupta antipandemică și care, evident, sunt subdimensionați ca și personal. Și aici o să-i dau cuvântul domnului Popa, că i-a spus și dânsul o întrebare. Dar mă gândeam doar că poate aveți un plan și un program de stimulare a lor, ca să vină aici, timp, activități. Păi, există un plan de stimulare, dar nu în cadrul protocolului de colaborare, pentru că privește doar zona de agrement între universitate și Consiliul Județean și Spitalul Județean. Tocmai de asta se află și Consiliul Județean în acest protocol de colaborare, tocmai pentru a asigura anumite condiții celor care vor dori să vină la nivelul spitalului, la nivelul județului, la nivelul spitalului județean de urgență să lucreze. Este însă, dacă îmi permiteți, și o abordare foarte simplă care vine indirect și răspunde întrebării noastre. Aveți foarte mulți absolvenți de Bacău care sunt acum rezidenți. Din câte știu, Spitalul Județean din Bacău a obținut deja dreptul de a face pregătire în rezidențiat sub coordonarea unor unități de medicină acreditate. Este un prim pas care creează cadrul legal potrivit și noi acum lucrăm la legislația subsecventă la nivel de comisie de învățământ a Senatului, ca în urma acreditării și din partea universităților a unor spitale județene, după niște criterii de calitate, să dăm acestor spitale dreptul legal de a avea rezidenți în toate specialitățile care se califică din punct de vedere al calității, a unor criterii de calitate, astfel încât formarea profesională a rezidenților să devină implicită dintr-un moment anume după ce își fac primii ani de formare într-un centru universitar. Pe termen lung, mi se pare că este mediu și lung, mi se pare că este o soluție potrivită și cred că acest lucru va avea două efecte pozitive. Pe de o parte, va scădea presiunea de pregătire pe care au centrele universitare mari, unde sunt destul de mulți rezidenți, uneori depășesc capacitatea de instruire dintr-o secție obișnuită. Pe de altă parte, va permite spitalelor județene să preia rezidențe în instruire și, de ce nu, dacă rezidenții se vor simți
confortabil și valorizați în locul respectiv, și este sigur aici și rostul autorităților locale, să rămână în spitalele în care își fac ulterior pregătirea. Deci să privim lucrurile și pe termen mai lung, nu doar pe termenul imediat al situației COVID, care oarecum malformează, eu aș spune, temporar, sigur, această mobilitate de resursă umană. Domnul Popa? Eu vreau doar să vă spun că, numai departe de doamna doctor ATI, așa cum vă spunea și dânsa, sunt prima specialitate care suferă la acest moment este cea de ATI, anestezie și terapie intensivă, pe lângă altele care mai au deficiențe. Strategia noastră a fost să scoatem posturile acestea toate la concurs și o facem cu regularitate, însă evident că și acțiuni de genul acesta pot trezi interesul unor care n-au văzut sau poate n-au avut interes pentru acolo până acum și poate o vor face. Medicii ATI sunt puțini în acest moment, mai ales că ei sunt cei care au sărit în prima dată în ajutor pentru tratarea pacientului critic COVID. Noi știți foarte bine, am organizat 15 patrule ATI special dedicate pacientului critic COVID. Paturi pe care le operaționalizează aceeași echipă de medici și care, evident că nu coincide conform ordinului care reglementează această specialitate, ordinul 1500, care spune, de exemplu, că un medic trebuie să aibă grijă de 4 paturi. Iar la acest moment, un singur medic de gardă are grijă de 15 pacienți critici COVID, pentru că, așa cum poate v-am obișnuit, n-am lăsat pe nimeni în urmă. Am tratat tot ce am putut fără să refuzăm pe nimeni sau fără să trimitem către alte județe ca pacient critic, deși rezistă pe baricade și îmi fac datoria să spun că preiau cumva presiunea aceasta a creșterii numărului, fiindcă ea există, o mai preiau eu și nu o las pe umerii lor, însă ei sunt adevărați eroi. Ca să înțelegeți că nu patul tratează pacientul sau dulapul administrează medicamente. Principalul primar în această actul medical reprezintă echipa de medici, care, într-adevăr, la Bacău este subdimensionată, avem nevoie de mai mulți, însă, așa cum spuneam, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Mulțumesc, domnul Popa, dacă mai sunt întrebări. Vă rog, domnul... Partea bună a acestei pandemii care a luat în România prin surprindere este că, după 14 ani, s-ar putea să finalizăm și noi acest spital municipal, dar, spun domnule profesor universitar, că nu acum suntem surprinși că nu e gata, suntem și noi băgăoare surprinși că nu e gata. În fine, se pare că, în sfârșit, municipalitatea și Consiliul Județean au ajuns la un lucru comun. Dar, ieri, primarul municipiului Bacău a acuzat niște acuzații la adresa conducerii Spitalului Județean de urgență, menționând că a predat către Spitalul Județean de urgență, încă în urmă cu un an, toate echipamentele din Spitalul Municipal Sfânta Maria, pe care conducerea spitalului nici acum nu le-a luat în primire. Care este adevărul? Am să răspund eu o parte o să răspundă și domnul manager. Deși mi-am promis și am zis că nu o să răspund la nicio alegație din partea primăriei Bacău, singurul lucru care mă interesează este realizarea acestui obiectiv. Am să vă dau două elemente. Inițial, noi am propus parterul să-l facem în primă etapă și ulterior, tot în cadrul aceleași hotărâri care și scrie în corpul de asociere și 2-3-1, ca să stabilim. Mi-a fost dat jos 2-3-1, negociere, dacă tot spune, de înțelegere, și au zis doar parterul. Am trecut în corpul hotărârii, așa este, doar să demarăm ceva. Referitor la modul de predare și primire, sau la ceea ce se predă, sau ce nu s-a predat, sau ce nu s-a luat, țin să vă reamintesc
echipamentele sunt de 14 ani. 14 ani, da. Ce am un dosar, am un dosar întreg cu inventarierea tuturor echipamentelor predate și primite de către SJU Bacău. Evident că ele nu mai pot, sunt o parte care pot fi folosite, o parte care nu pot fi folosite. Solicitările făcute de către Spitalul Județean, către primărie, tot ce s-a cerut, evident că s-a și preluat, dar numai că mai există un aspect acolo, lucruri care nu se cunoaște din punct de vedere administrativ. Nu e de ajuns să spui că dai, că scrie s-a dat. Trebuie să faci procesul verbal de predare-primire. Trebuie să știi unde sunt echipamentele, că am înțeles că mai există o parte acolo care nu este preluată de SJU Bacău. Și aici, domnul manager, o să vă răspundă pe fiecare în parte. Avem mai multe procese verbale de predare-primire, o parte sunt în funcțiune, sunt și puse în lucru la nivelul spitalului municipal și la nivelul spitalului județean, de fapt. Iar partea care n-a fost sau nu s-a putut integra, evident că s-a făcut din două mai puțin bune, unul bun. Cred că aici domnul Popa poate să spună mai mult. Dacă îmi permiteți să vă spun, la momentul predării acelui amplasament de etajul 4 și 5, sigur că am preluat și o mică parte din inventarul, o foarte mică parte din inventarul ce are municipalitatea și inventarul la care noi nu am avut acces și care a fost așa ca o fată morgană când apărea, când dispărea, am preluat o parte din itemurile ce erau solicitate de ATI și de boli infecțioase. Am încercat să, fiindcă vorbim într-adevăr de aparatură și mobilier de foarte mulți ani, ținută prin depozite, pe un habar n-am pe unde, s-au făcut mai multe procese de predare pe mine, nu doar unul, de-a lungul timpului, în funcție de ce era nevoie. Desigur că din 100 și ceva de paturi, care nu sunt de terapie, ci sunt niște paturi de electrice, s-au organizat în jur de 94 câte funcționează acum, fiindcă multe erau defecte. La fel și cu paturile de ATI, foarte multe cu probleme și unele chiar inutilizabile. Deci nu e vorba de tot inventarul, Doamne ferește. Aparatura nici nu cred că poți să o preiei, dacă mă întreb foarte mult, fiindcă e utilizată, e uzată și moral și nici nu funcționează. Dovadă e acel aparat de Texa pe care noi ne l-am dorit, fiindcă aveam nevoie de el în programul de endocrine și când să-l punem în funcțiune era stricat, iar reparația a costat primăria probabil tot aparatul. Deci sunt o grămadă de disfuncții în ceea ce privește aparatura medicală. Nici într-un caz toată, ca atare că nici acum nu știu pe unde este depozitată. De fiecare dată când am cerut, că am cerut în mai multe rânduri, Ianița ne-a pus la dispoziție, municipalitatea ne-a pus la dispoziție respectiva aparatură, cu proces verbal făcut de dumneavoastră și de predare primire. Noi am luat-o, am semnat la ultimul proces verbal, pentru că probabil despre asta este vorba, era vorba de niște căruri, de niște dulapuri și cred că o mașină de spălat. Mă rog, era vorba de mobilier, nici de cum de aparatură medicală. Noi am solicitat-o în mai multe rânduri, am făcut adresă de revenire. Într-un final, primăria s-a milostivit și a făcut acel contract, însă, evident, acele dulapuri nu au mai ajuns la noi cu procesul de valide. Probabil stau nu știu în ce depozite și acum. Adică nu au fost puse la dispoziție. Ideea este, eu cer, îmi dai, dar trebuie pus la dispoziție, eu nu pot să intru. Și acum, da, putem să rămânem în același stadiu dacă nu predăm amplasamentul. De asta, predarea, primirea se face într-o parte și cealaltă. Da, mulțumesc. Alte întrebări? Mai una. Vă rog. Înțeleg că dacă nu vreți, acum cu crima asta COVID, sunt lucruri de alte specialități de ATI și infecțioase care s-a transferat în compartimentul de COVID. La Bacău este imposibil să se transfere, adică, nu știu, s-au transferat, se cearcă transferul, sunt lucruri care doresc să lucreze, să fie mai activi cu partea COVID. Așa vă răspund eu.
protocoale, această specialitate de boli infecțioase, care este implicată în tratamentul pacienților COVID, poate fi acoperită doar de medici din alte specialități, așa numitele specialități conexe. Pentru boli infecțioase, specialitățile conexe sunt pneumologia și medicina internă. Deci aceste specialități pot asigura în totalitate de 24 de ore supravegherea și tratamentul pacienților COVID. Alte specialități pot doar dubla activitatea medicului infecționist pentru că nu au, din punct de vedere legal, posibilitatea să trateze și să acorde tratamentul integral pacientului COVID. La Spitalul Județean Bacău am detașat personal mediu și auxiliar din secțiile mai puțin implicate în tratamentul pacienților COVID, secțiile care au activitate redusă prin ordinul în care se cerează, se obligă secțiile să trateze doar cazurile acute, dar pe partea de personal superior, respectiv de medici, săptămâna aceasta s-a făcut o solicitare către secția de medicină internă. Noi, la nivelul Spitalului Județean, avem un singur medic pneumolog în cadrul secției de medicină internă și s-a făcut o solicitare către medicul șef de secție de la medicină internă, care a promis că ne va ajuta cu doi medici, medicul pneumolog și încă un medic internist care va putea să ajute și să asigure tratamentul pacienților COVID. Și fără să destabilizeze linia de gardă, singura linie de gardă de pe medicină internă, care totuși ține în picioare pacienții, da, urgențele majore la acest moment. Medicina internă are patologia lor certă, care nu poate fi acoperită de medic de alte specialități. În continuare există și patologia non-COVID, care în cazul medicinii interne este destul de importantă. Sper că ați înțeles altceva din ceea ce am spus eu. Este exact ce spunea și doamna director. Tratamentul bolnavilor COVID o fac cei care sunt direct sau apropiați legați de aceste de patologie. Iar bolnavul COVID este un bolnav fragil, sensibil la terapie și la greșelile de terapie care eventual putea face și este și o componentă fără îndoială medico-legală pentru că este în esență o boală infecțioasă, chiar dacă are un răsunet pe mai multe organe și sisteme de la un punct înainte și mie mi se pare că exact această nuanță pe care doamna director medical a afirmat-o ne scapă prea des din atenție. Totuși, în România există bolnavi non-COVID. Inclusiv bolnavi critici non-COVID. Nu înseamnă că sunt mai puține infarcte decât erau înainte, nu înseamnă că sunt mai puține AVC-uri, nu înseamnă că sunt mai puține politraumatisme, infecții grave, patologia oncologică, dar patologia obișnuită, dacă vreți, care ține de medicină internă, să nu punem într-un loc poate deja mitizat patologia COVID și să uităm că oamenii au și alte boli. Și pe aceștia, sau față de aceștia, avem cel puțin la fel de multă responsabilitate. Și aceea aș vrea să, fiind presă aici, vreau să spun un lucru care puțin excede întâlnirea noastră. Domnilor, doamnelor, situația în stăm medical cum este acum este mai gravă ca oricând. Viitorul apropiat este mai sumbru decât ne putem închipui sau pe care și-l închipui cei care nu sunt în sistemul medical. Datorită unor greșeli majore de comunicare făcute la nivel național de lungul timpului, rata de vaccinare în România este atât de mică. Nu voi intra niciodată într-o polemică cu cineva care are o altă opinie decât o am eu ca medic în ce privește vaccinarea. Cred că fiecare are dreptul să
își exprime propria opinie, doar că sunt obligat să o spun ca medic, să spun acest lucru, și anume faptul că presiunea pe sistemul medical va putea să scadă numai în măsura în care numărul de bolnavi care au nevoie de internare va scădea. Greșeala de comunicare care s-a făcut este că nu a fost nuanțată exact cea mai importantă idee, și anume că vaccinul nu este un remediu miraculos. Da, este o procedură care are nevoie încă să treacă proba timpului. Da, apar reacții adverse după vaccinuri, dar nu letale și nu cu incidență care să fie peste alte tipuri de vaccinuri. Da, se îmbolnăvesc bolnavi, se îmbolnăvesc cu oameni care au fost vaccinați, chiar și cu a treia doză. Cu toate acestea, toate studiile, fără nicio excepție, arată că rata de internare și implicit rata de deces la cei care au fost vaccinați este infinit mai mică decât rata la cei care nu au fost vaccinați. Pentru perioada imediat următoare, nu vaccinarea este soluția. Cei care se vaccinează astăzi vor avea un beneficiu și inclusiv sistemul probabil peste o lună de zile. Însă la vaccinare, asociind măsurile de protecție, de distanțare socială, este singura soluție, repet, imperfectă. Dar alta mai bună nu avem la dispoziție și este rostul și a nostru, a celor din zona medicală și de administrație și a dumneavoastră din zona de media, ca să transmiteți un mesaj corect. Corect în sensul de a nu cădea nici într-o extremă, nici într-alta, nici de a idealiza ceva ce nu este perfect, dar nici de a damna ceva care în acest moment este singura soluție pe care o avem la îndemână. Domnul profesor, doctor, vă felicit pentru intervenții și pentru precizare. Într-adevăr, poate sistemul medical n-ar mai fi fost atât de apăsat dacă rata de vaccinare era mult mai mare. Aș vrea să fac o precizare în final, pentru că în spațiu public s-a transmis de la nivelul primăriei Bacău că noi am fi preluat acel spațiu de la parter și puteam să facem orice în el fără nicio problemă. Și noi, de fapt, n-am făcut. Vreau doar să răspund scurt, fără să intru în nicio controversă. La etajul 45 se poate ajunge doar pe la parter. Parter nu înseamnă toată suprafața. Ceea ce s-a preluat atunci, acum un an de zile, sau nu, acum 2 ani de zile când s-a realizat lucrarea, era exact spațiul necesar pentru funcționarea etajului 45. Lifturi, holuri, spațiu tehnic și mai mult decât atât, vreau să precizez un lucru, proprietarul este primăria. Punct. Ca atare, orice altă discuție, am vrut doar să precizez. Pentru că ieri s-au lansat anumite controverse, să zic, de acest spațiu. A fost preluat, dar nu l-am făcut noi. Atunci nu mai avea rost, era contrariu, nu avea rost să mai facem această asociere. Ce rost mai avea să mai facem această asociere, să mai voteze și Consiliul Local. Dar am vrut doar să fac o precizare pentru corecta informare a opiniei publice. Repet, fără să intru în nicio controversă cu primăria Bacău. Dânsii să-și facă exact ce au în fișa postului, eu îmi voi face treaba așa cum mi-am asumat. Mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă mulțumesc frumos și mulțumesc și domnului rector. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna doctor. Doamna doctor e venită din gardă. Și doamna doctor, la fel.